chestiunea cu castelul care s-o amânat. Pentru că vă dați seama că am avut la, la comisie. Vreau să nu veniți la comisie. Că noi acolo încercăm să-i, încercăm să-i convingem pe ceilalți de anumită poziție. La, la Consiliul, când e ședința în plen, fiecare dintre noi suntem sub influența unor discuții deja anterioare, care ne-au convins sau nu ne-au convins să ne dăm un anumit mod de vot. Nu întotdeauna în ședința aia se spune că asta vine de la faptul că popul plecat în comisie de anumit mod și de asta nu votăm așa sau. Dar, deci, asta vreau să vă spun că ar fi corect și bine să cunoașteți pozițiile legate de subiecte și să le reflectați cât se poate mai, mai normal. La partea, de exemplu, și-ați repetat-o în câteva lucruri legate de sport și de tinere, da? De exemplu, și cu stadionul, cu stadionul. Noi v-am chemat la o conferință de presă cu 10 zile înainte de licitația la stadion și v-am rugat să dați publică, noi solicităm o întrevedere la Consiliul Local cu proprietarul. Licitația era anunțată. Și nu contează. Și deranjau discuție. Nu contează nu. Pentru dumneavoastră, pentru mine, contează că nu pot, din punctul meu de vedere, cer, probabil legitita o altă informație care are un efect. Informația nu avea niciun efect. Ba da, organizația, deci din punctul de vedere al organizației PSD Câmpia Tuzii, din punctul de vedere al 4 consilieri minim, să cere o întrevedere anterioară unui act de vânzare care va decurge. Nu-i problemă. Păi licitația era deja anunțată, nu se mai putea nimic. Dar dumneavoastră, știți ce conținut ar fi atât acea discuție? Păi nu, dar presupun că nici nu v-am stat în cale să nu aveți discuția respectivă. Da, nu vorbim să o avem, dacă vreau să a trimis invitația. Păi dar nici nu știu când s-a publicat ziarul sau... Ziarul oricum înainte de licitație. Domnul Bordean. De asta zic. Da, erau zile destule, cu 10 zile. Da, dar credeți că în câteva zile să-i și convocați ședința de structură. Dar nu, eu n-am, nu, s-a suficient să-mi țin acest. Eu n-am cerut ședință de Consiliul Local. V-am cerut o întâlnire și aia care era problema. Am avut o părere sincer, dacă ați fi văzut întâlnirea, ați fi făcut-o. Nu, am fost convins că sunteți alături de noi și o facem împreună. Pot să vă întreb ceva? Întotdeauna nu se putea. Da, se putea. Era februarie, păi era frig, poate, dar se putea. Dar îmi permiteți îndrăzneala. Da, vă rog. O să promovez puțin ideea unui coleg de-al nostru care aș dori să rămâne anonim. Fără noi. Fără presă. Nu putea să facem întâlnirea aia. Dacă vreți, sigur. Deci dacă vreți să faceți întâlnirea aia, poate că, poate că am cerut un alt cadru. Poate am cerut un alt cadru. Prin asta am sperat că aducem un argument suplimentar, o facem publică și adunăm o presiune ca să se realizeze. Da, vă spun, era erau frențe la un picior de lege. Atâta timp cât licitația era anunțată. Atâta timp cât nu știți ce s-ar fi putut discuta, nu cred că ar fi. Atunci deja nu-i mai vina mea, zi la dumneavoastră că n-ați spus ce da, se putea discuta. Da, ne-asumăm toate vinele, că oricum, săgețele pleacă spre noi, v-ați spus și atâta cât te ciurui, nu problemă. Bun. Încă o problemă, tot legată de aspectul ăsta, cum reflectați poziția Consiliului Local. Din 1920 până acum, combinatul care a dus la formarea orașului într-un fel, adunând muncitori și personal din toate studiile în această localitate, a trăit într-o oarecare, să zicem, armonie. Armonie care a reflectat interesul și a unea și altuia. Eu și PSD-ul spune că în continuare armonia trebuie să meargă. Asta. Și nu-i cazul nostru, ați atacat faptul că unul dintre consilierii noștri ar fi cerut o discuție de fapt mai altfel legată de impozite sau de mese. Și eu vă spun încă o dată și vă spun foarte deschis, cred că interesul și al și a nostru ca și comunitate pot să convergă, să convergă și să ajungă totdeauna când s-au ajuns 80 sau 90 de ani la un compromis și la un mod de acțiune comun, să poate ajunge o să-i putea ajunge. Cam asta vreau să zic, iar modul în care vreau să reflectați, că la subiectul ăsta, cum reflectați în presă, zic eu că ar fi bine să, măcar să ne întrebați.